Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Bogdan Papacostea, este o nouă ediție a emisiunii Ziua și Cartea. Azi vorbim despre un autor important care a fost premiat cu Nobel pentru literatură în 1999 și care de curând ne-a făcut o surpriză neplăcută pentru că au ieșit din arhivă niște informații despre cum a participat el în Uniunea Tineretului Hitlerist și așa mai departe. Povești dificile de care am avut și noi parte, dar pe partea comunistă, nu pe partea hitleristă. Günter Grass, autorul renumitei Toba de Tinichea, un autor uriaș, un autor gigant, care vine cu o carte foarte drăguță numită Secolul meu. Ce face Günter Grass în volumul ăsta? Începe cu anul 1900, merge până în 1999, pentru fiecare an are câte o poveste, spusă în stilul lui ironic, jucăuș, în felul lui seducător, o poveste de fiecare dată altfel, o poveste ca o emblemă, ca o marcă a acelui an. E interesant să citești povestea unui secol întreg ruptă, de fapt, în povestioare, semnificative. Günter Grass poate să facă treaba asta. La un moment dat, totul este atât de biografic, autobiografic, încât nu poți să nu te scufunzi în istoria secolului, scufundându-te mai întâi în istoria omului care trăiește în acest secol. E un volum în stilul lui Günter Grass, vă spuneam, ironic și jucăuș, într-un gen literar care reușește să fie sobru și convingător prin sobrietate și în același timp să te ia și peste picior. Ca cititor ești tot timpul provocat, nu știi niciodată ce face Günter Grass, se joacă, inventează, vorbește serios, e istoria adevărată sau e doar o invenție, vrea să te convingă de ceva ce de fapt nu s-a întâmplat, ficțiune, realitate, e un joc permanent și ironic la Günter Grass și asta face de fapt farmecul acestui volum. Sunt momente importante aici, apariția mașinuței Volkswagen, de exemplu. La vremea aia mașinuța, acum e deja altceva. Bomba atomică, războaiele, războiul, foametea, Hitler, toate astea sunt momente prinse în biografie, prinse în viața cuiva. Nu este istorie teoretică, teorie mare, nu este istorie generală, este istorie în mic, istorie la nivel de biografie. Foarte interesant în acest volum evocarea întâlnirii dintre poetul de origine bucovinană Paul Celan și Heidegger. A fost o întâlnire istorică între cei doi. E interesant să citești despre ce s-a întâmplat atunci. Dacă n-ați citit Paul Celan, o să vorbim într-o emisiune viitoare despre el. Vă invit să căutați, să citiți, poate Mac și Memorie încă se mai găsește prin librării. Despre Heidegger mai rămâne să discutăm și despre el. Bun. Poate că s-a întâmplat o lună mai târziu, pe 24 iulie, e vorba despre anul 1967, când Celan a sosit la Freiburg după o boală lungă și înainte de lectura oficială de poezie pentru care fusese invitat, a consimțit să se întâlnească totuși, înfrângându-și îndoielile inițiale, cu filozoful al cărui trecut îndoielnic îl pusese pe gânduri. Însă n-a vrut să fie fotografiat alături de Heidegger și cu toate că s-a răzgândit mai târziu ocazia pentru o fotografie memorabilă trecuse. Astfel de anecdote le-am povestit studenților mei de la seminarul de după amiază, eliberat între timp de întrebările lăuntrice, căci formularea inspirată a studentei mele a reușit să mă facă să mă concentrez asupra mărturiei despre acea confruntare complexă. Pentru că până la urmă, eu am fost trimis de profesorul Baumann să cercetez vitrinele librăriilor din Freiburg. La cererea expresă a filozofului, toate volumele poetului trebuiau expuse într-un loc decent și vizibil. Și ca să vezi, de la Mac și Memorie, volumul său timpuriu, până la Zăbrele ale limbii și Roza nimănui, toate erau acolo, oricât de neverosimil ar fi părut. Am reușit să găsesc chiar și câteva exemplare unicat din ediții limitate. Tot eu am primit sarcina de a pregăti dimineața de vreme vizita poetului în munții Pădurea Neagră, unde l-aștepta cabana filozofului. Dar Celan s-a simțit din nou ofensat de comportamentul lui Heidegger din timpul anilor întunecați și se pare că l-a numit, citând din el însuși, un maestru din țara germană, aducând astfel în discuție și tema morții, chiar dacă voalat. Îmi amintesc că a ezitat mult și s-a arătat extrem de distant. Totuși, dimineața de vreme am plecat, cu toate că cerul era norat aproape plumburiu. După vizita la cabană și conversația sau tăcerea memorabilă, la care nu avea voie să asiste nimeni, deci nici eu, ne-am întâlnit cu toții la o cafenea cu aer primitor din Sankt Blasien și nimic nu părea ne la locul lui. Poetul se acomodase fără îndoială cu gânditorul. Curând au pornit amândoi spre Hornbacher Moor, de la marginea de est a cărei am apucat-o pe o potecă întărită cu bușteni bătuți în pământ.
însă din cauza vremii urâte și a pantofilor de oraș ai poetului insuficient de rustici, cum a spus el, am fost nevoit să ne întrerupem excursia. Am poposit la un han, ne-am așezat în colțul unde era agățat crucifixul și am luat relaxați prânzul. Nu, n-am discutat nimic despre evenimentele zilei, despre revoltele din Berlin sau despre știrea recentă legată de moartea unui student. Am vorbit despre lumea plantelor, subiect la care poetul părea specialist, numind la fel de multe plante medicinale ca și gânditorul, dacă nu chiar mai multe. Și nu știa doar numele în latină, ci și în română, maghiară și chiar ebraică, pentru că țelan provenea din Cernăuți, o regiune a Bucovinei, cunoscută pentru diversitatea sa lingvistică. Evocarea continuă în felul ăsta, tot volumul este foarte interesant, și o imagine de un fel anume, potrivită și pentru istorici, dar și pentru amatorii de litere, pur și simplu, și mai ales pentru cei care îl iubesc pe Günter Grass. Günter Grass, Secolul meu, a apărut la Polirom, o carte de citit oricând, oriunde, o carte foarte bună. Sunt Bogdan Papacostea, a fost emisiunea Ziua și Cartea, citiți că nu vă face rău, la revedere pe data viitoare!